Bun găsit! Spitalul județean va achiziționa un computer tomograf modern. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Cătălin Nechifor, care a precizat că au fost demarate proceduri de achiziționare, urmând a fi demarată și licitația. Vreau să vă comunic un lucru la care lucrăm de ceva vreme, și anume achiziția unui computer tomograf cu 64 de slice-uri. Asta înseamnă un aparat foarte performant care e foarte necesar la Spitalul Județean Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Noi avem în dotare un computer tomograf cu 8 slice-uri, o tehnologie mai veche care încă funcționează, dar evident e important să mergem mai departe cu privire la dotarea tehnică a Spitalului Județean. Spitalul Județean a demarat procedura, s-au și deschis ofertele și sper să avem în cel mai scurt timp posibil declarat un câștigător, așa încât prin efortul Ministerului și prin cofinanțarea pe care Consiliul Județean o pune la dispoziție să putem să cumpărăm acest echipament foarte sofisticat care să salveze vieți și care să dea și un nivel mai mare de acuratețe în stabilirea unui diagnostic medical. Șeful administrației județene a menționat că la spital se dorește și construirea unei structuri extinse de primire a bolnavilor la urgență. În acest moment suntem într-un stadiu de proiectare, de asumare unei soluții tehnice și vrem să construim alipit față de partea frontală a spitalului o nouă structură extinsă care să permită un flux mai corect pentru zona de urgențe, dar și facilități mai importante pentru primirea bolnavilor, pentru că va însemna și un SAS, o zonă în care ambulanțele vor intra în regim închis, deci nu va fi un spațiu descoperit. În proiectul de modernizare a spitalului este cuprinsă și montarea panourilor solare, care ar aduce o economie la cheltuielile de întreținere a unității sanitare. Lucrul pe care l-am cerut proiectanților săptămâna trecută a fost cel legat de fructificarea unei zone care are expunere către sud-est, pentru că această construcție o vedem în format parter, lipită de construcția veche a spitalului. Pe acea suprafață, pe acel plafon, dacă vreți, le-am solicitat proiectanților să vină cu o soluție tehnică, așa încât să putem monta acele panouri solare care să poată produce energie electrică, pentru că, repet, expunerea este către sud-est, o expunere însoleată, și care poate, într-adevăr, să ne ajute foarte mult în sens de economii. Nechifor este de părere că ar fi extrem de necesar un helipunct în curtea spitalului vechi sau cât mai aproape de urgențe. Mi-aș fi dorit foarte mult să avem posibilitatea să putem crea un helipunct cât mai aproape de zona de urgență, pentru ca transferul pacienților să fie cât mai scurt în timp și cât mai ferit de anumite riscuri. Doar că știți foarte bine, la Spitalul Județean de la Suceava e un proiect european făcut în trecut, modernizarea parcului, care nu știu în ce măsură a fost decisă la acel moment, dar nu ne ajută deloc, pentru că suntem obligați 5 ani de zile să păstrăm parcul creat intact, nu putem tunde nici măcar o tufă de iarbă acolo. Dar am cerut din nou proiectanților să vină cu variante. Una din variante e, așa cum au denumesc ei cei de specialitate, să construim acel helipunct pe casă, deci pe acoperișul structurii actuale, undeva la etajul final. Sigur, asta înseamnă și o extindere a casei liftului cu un etaj în plus. În zilele următoare, președintele Consiliului Județean va efectua o vizită de lucru la Spitalul Județean.